găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălu-Bulina, alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana, bine m-a regăsit! Am văzut cu toții ce s-a întâmplat cu acea clădire din centru, unde cândva a fost o grădiniță. O grădiniță de fițe era chiar la un moment dat, știu că așa se povestea. De lux, nu că acum chiar așa este expresia asta. E la modă, o expresie, nu? Da, de lux. Avem șomer de lux. Șomer de lux, boschetar de lux, grădiniță de lux, meciuri amicale de lux. Totul e de lux în țara asta și toți sunt rupți în fund, dar totul e de lux. Grădinița asta care a funcționat acolo lângă parcul Trei Bărboși, că așa este, lângă Bucovina, era o grădiniță bună, așa, situată în centru, bine și pentru copii, și pentru părinți, și pentru doamne educatoare. Între timp a fost desfințată grădinița, probabil că s-a desfințat în așteptarea grădinițelor și creșelor pe care le face doamna Udrea. Alea multe, nu? Pe care le face ea din gură. Doamna ministru Udrea. Doamna ministru Udrea, pe care le face din gură. Așa, și s-a desfințat să facă alta. Acum, ce vreau să spun, că se vorbește foarte mult despre datin tradiții și obiceiuri, așa, despre păstrarea acestora și ducerea lor mai departe, din generație și din gură în gură, și despre interesul autorităților de a promova Suceava, Suceava turistică, Suceava medievală, cu cetatea de scaun, tot promovăm noi datele, tradițiile și obiceiuri. Și în Suceava mai sunt, cred că, 8 clădiri de patrimoniu, 10 sau câte mai sunt ele, și de alea ne bate în joc că îi lăsăm pe căței să facă pipi pe ele și pe boschetari să vomite acolo după ce beau rachiu de surcele din clădirea. Da, pe asta e problema, că e o clădire de patrimoniu. De patrimoniu. Dacă această clădire de patrimoniu ar fi fost situată în Burdujeni sat, la Ițcan sub Pasarelă sau în Opcine, în Sfântul Ilie, încolo, mă, ziceai că nu. Bă, dar să fie în centrul Sucevei și să nu vadă nimeni. Adică eu n-am auzit în ședințele Consiliului Local Suceava să se ridice vreun consilier responsabil să spună: doamne, nu se poate să ne bate în joc de această clădire din centrul orașului. Nu este frumos. Noi care suntem păstrători și ducători mai departe și așa. Dar din 25 de consilieri, eu n-am auzit vreun consilier să fie revoltat. Și consilierii reprezintă interesele municipalității și doar se trece pe acolo, că te împiedici de clădirea aia. O dată pe lună tot treci prin zona respectivă și din 25 de consilieri ori mai fi alții care și-au făcut vile la Lisaura, la Moara, la Bosani sau unde își mai fac ăștia acum în zona metropolitană, dar câțiva tot se mai mișcă pe acolo prin centru și nu toți cred că merg cu mașina, mai trag și mașina, se mai merg și pe jos. Măi, să nu vezi acolo clădirea aia cum se degradează și fac pipi câinii pe ea și se borăsc boschetare pe acolo. Adică nu se poate. Nu. Bun, se poate. Este strigător la cer. PDL-ului, organizația municipală, da, care și nu folosește are fusat-o, da, și o dă mai departe. Da, mă, dar nu trebuia lăsată să ajungă în halul ăsta. Bun, dacă ai luat-o, ia și pune lacăt pe ușă, pune la poartă lacăt. Cumpără un câine rău, pune-l rânjit în poartă acolo să-i sperie pe boschetar. Dacă e casă fără stăpân, uite. Nu, dar nu se poate să ajungă în halul ăsta și nimeni să nu spună nimic. Stau toți acolo cu limba în gură, se întâlnesc la consiliu și ridică mâna sau nu știu ce fac ei. Bun, și cum vorbeam puțin înainte, ideea de a se face din nou grădinița acolo... Dar este foarte bună, Adriana. Bună, dar cam pică în condițiile în care nu se vrea mai fac angajări, nu? Păi da, bineînțeles. Acum o dai învățământului și învățământul, da, o face grădiniță, că e mică, nu e prea mare clădirea, dar tu trebuie să angajezi niște oameni acolo și dacă guvernul Emil Boc nu te lasă să faci angajări, doar să faci o grădiniță din astea cu educatori voluntari din rândul părinților, știi? Da, eventual. Doar așa și să vină părinții prin rotație să aibă grijă de copii acolo, să fie un fel de educator. Și după aia să se interneze. Sau să fie copiii singuri să se educe, numai să vină acolo să-i aducă părinții și ei singuri să se educe. Și să se joace unul într-o zi să fie educator, mâine o fetiță să fie educatoare. Fac joc de roluri, joc unui de asistent, unui infirmier. Și se joacă așa și când pe urmă se fac șoi mai patriei și uteciști și pedeliști din ăștia mici și pe aia când mari membri de partid la PDL. Bun, și din știrile de la sport am reținut că la Bacău a ajuns antrenor Marin Barbu, nu Magiun, așa este. Da, Magiun, cunoscut ca Magiun, este clar acum, din momentul în care am auzit că Marin Barbu va antrena echipa din Bacău, SC Bacău, care se bate la promovare cu Rapid Suceava, pentru mine este clar, promovează Bacău. Deci Suceava, echipa din Suceava, nu mai are absolut nicio șansă, pentru că aducerea domnului Marin Barbu
un antrenor foarte bine înfipt, un om care știe și care cât a fost la Foresta Suceava a făcut treabă, un om care are capacitatea de a promova echipe nu din CMB, ci din BNA. El a promovat și cu Foresta, a promovat și cu Ceahlăul Piatra Neamț, deci este un specialist al promovărilor și dacă reușește din BNA în A, pentru el din CMB este floare la ureche. Lejer. Deci aducerea domnului Barbu acolo înseamnă că cei de la Bacău sunt hotărâți să intre în prima divizie și că sunt capabili să facă orice. Deci aducerea domnului Barbu e numai o parte din strategie. Vor umbla cu bani arbitrii, că așa se face, umbli cu bani arbitrii, mai aduci niște jucători. Din momentul ăsta, Rapid Suceava își poate lua adio de la promovare. Nu are absolut nicio șansă. Cu Marin Barbu la Bacău, Rapid Suceava nu are nicio șansă de promovare. Dacă Suceava vroia să aibă o echipă de divizia B, îl aducea pe Marin Barbu. L-a luat Bacău, înseamnă că Bacău intră în Liga 2. Cărțile sunt cam făcute, nu? Să se lase de fotbal. Sau... Să joace așa, doar de plăcere. Să joace cu Sporting. Ei între ei, nu? Ei între ei. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei, numai bine.